Bună ziua. Dumneavoastră sunteți referentul de aici? Da, vă rog, eu. De la spațiu? Locativ. Da, adică ce vă întreb eu? Parcă aici poate să fie și alt fel de spațiu, da, decât locativ. Sigur că nu poate să fie. Da, spațiu cosmic nu e spațiu? Ba da, sigur. Și la primărie nu poate să existe un serviciu pentru spațiu cosmic? Nu vă supărați, vă rog. Dumneavoastră, în ce problemă ați venit la noi astăzi, acum? Păi, pentru spațiu. Ce, aici nu e spațiu? Da, sigur că da, e spațiu, da. Da, da, vă rog, ce doriți? Păi nu m-ați întrebat. Acum vă răspund. Da. Tovarășe, eu doresc să știu în ce fel și ce formă trebuie îndeplinită ca să pot primi o persoană în spațiul meu locativ. Simplu. Da. Faceți dumneavoastră o cerere. Da. O timbrați cu un timbru de 3 lei. Adică gata. Cerere scrisă. Scrisă. Da. Pentru că există și cerere verbală. Da, știu, sigur, da, știu, sigur. Dar o cerere verbală poate fi timbrată? Nu, nu, nu poate. Dar vă rog foarte mult, mai repede, mai scurt, așteaptă foarte multă lume pe coridor, publicul cu care noi da, stăm. Da, da, au și ei cereri. Da, sigur, da. Scrise? Da. Dar poate să existe și cereri scrise și cereri verbale și alt fel de cereri? Nu, 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 nu se poate. Nu, ba nu, da, nu. Există o cerere în căsătorie. Nu? Asta dincolo, la sectorul, la stare civilă, vă rog, aici este spațiul locativ. Păi, dar știu. Da, vă rog. Și unde să-l lipesc? Ce să lipiți? Timbru. Pe cerere. Păi, bineînțeles, pe cerere. Da. Dar unde? Adică, înțelegeți? În ce loc? Peste semnătură? Nu! Nu vă rog, că dacă puneți peste semnătură, nu se mai înțelege semnătura, nu? Am înțeles. Și atunci, unde îl lipesc? Pe colț! Bine, dar în ce colț anume? Pe cel din dreapta, vă rog, sus! Dar are gumă? Cine să aibă gumă? Timbru, ca să se lipească. Are gumă, da, are. Da, și șterge și cerneală. Cine să șteargă cerneala, fă nu? Gumă. Da. Există gumă de creion și gumă de cerneală. Tovarășa. Da. Tovarășa. Am înțeles, dumneavoastră sunteți nervos. Da. Dar de ce vă trebuie nervi? Adevărat, da, ce trebuie să am eu nervi. Da, de altfel eu știu că fără nerv nu poate funcționa nimic. Da, adică totuși vă trebuie nervi. Da, mai aveți nevoie de ceva, vă rog? Da. Da, bravo, ce anume? Un furtun pentru aragaz. Furtun? Da, dar eu nu-l cumpăr de aici, înțeles? Numai că nu știu cum se zice furtunuri pentru aragaz sau furtune pentru aragaz. Tovarășa! Da. Vă rog foarte mult, pe mine mă scoateți din sărite. Așa ceva nu se poate. Gata. Vă rog foarte mult. Vă rog. Aici este scurt, repede, gata, vă rog. Gata. Am terminat. Foarte bine. Dar de unde îl iau? De la Tecnometal. Timbru. Nu, vă rog. De la Tecnometal. Furtunul, vă rog, timbrul luăm de la tutungerie. Da, mulțumesc. Asta știu. Da. Ascultați, vă rog. Da. Ce faceți dumneavoastră luni între 3 și 5? De ce? Să te trimit la ghișeul de alături, unde lucrează un coleg de-al meu, tot cu publicul. Vă rog foarte mult. Știu. Da.
El m-a trimis aici.